România. Guvernul României. Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Hotărâre numărul 39 din 10 august 2020. Privind unele măsuri necesare a fi aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Având în vedere situația complexă generată de evoluția cazurilor noi de îmbolnăvire în Europa, precum și situația furnizată pe 10 august 2020 de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, potrivit căreia rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimile 14 zile, raportată la 100.000 de locuitori înregistrată în Spania, se situează la valoarea de 75,8, inferioară valorii înregistrată pe teritoriul României, 87,4. Ținând cont de necesitatea monitorizării permanente a evoluției cazurilor noi de îmbolnăvire în țările sau zonele de risc epidemiologic ridicat, pe baza criteriului aprobat prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență numărul 36 din 21 iulie 2020, luând în considerare implicațiile majore generate de intrarea pe teritoriul național a unui număr mare de persoane din țările sau zonele de risc epidemiologic ridicat, în conformitate cu prevederile articolului 4 alineatul 1, litera C și D și articolul 81 din Ordonanța de Urgență numărul 21 din 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor articolului 9, alineatul 1, articolul 32, alineatul 2, articolul 37, articolul 41, articolul 42, alineatul 1, articolul 43, alineatul 1, articolul 44, alineatul 2 și 3, articolul 45, alineatul 1 și articolul 71 din legea numărul 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 ale articolului 20 litera L din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 21 din 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 15 din 2005 cu modificările și completările ulterioare și ale articolului 2 și articolului 4 din hotărârea Guvernului numărul 94 din 2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Se aprobă eliminarea Regatului Spaniei de pe lista țărilor pentru care se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din țările sau zonele de risc epidemiologic ridicat. Articolul 2. Instituirea carantinei pentru persoanele care sosesc în România din țările sau zonele de risc epidemiologic ridicat se adoptă prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență pe baza situației emise de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și a propunerilor formulate de Institutul Național de Sănătate Publică, luând în considerare toate implicațiile asupra domeniului sănătății publice. Articolul 3. Pentru adoptarea hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență prevăzută la articolul 2 se analizează toate implicațiile social-economice generate de instituirea măsurii carantinei formulată de autoritățile administrației publice centrale potrivit domeniului de competență. Articolul 4. Propunerea de instituire a carantinei în condițiile prevăzute la articolul 2 poate fi adoptată doar pentru zone sau regiuni administrative ale țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Articolul 5. Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență pentru punerea în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. Președintele Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prim-ministru Ludovic Orban.